ca în fiecare an deschiderea sezonului estival și implicit al hotelurilor și cluburilor de 1 mai, autoritățile vor să se asigure că nu vor exista riscuri față de afluxul de turiști care sunt așteptați să sosească la malul mării. Astfel, Inspectoratul pentru Situații de Urgență Dobrogea a anunțat că vor începe controlele în cluburi vizate, fiind în special cele din stațiunea Mamaia. Inspectorii vor controla, printre altele, numărul de persoane din aceste spații, care trebuie să corespundă cu capacitatea totală declarată. De asemenea, vor verifica dacă fumează sau se consumă alte substanțe interzise. Dacă se vor constata abateri, agenții economici vor fi amendați pe loc sau se va închide unitatea acolo unde va fi cazul. Totodată se anunță și controle ANAF pe litoral după modelul acțiunilor de anul trecut, când agenții economici s-au revoltat, nemulțumiți de avalanșa de controle antifraudă. Reamintim că anul trecut mai multe cluburi au fost închise în urma acestor controle.